Mercur intră pentru ultima oară în mers retrograd în 2020. Ultima lui retrogradare are loc în două semne și mai exact semnul Scorpionului și al Balanței. Avem această perioadă de retrogradare între 14 octombrie și 3 noiembrie. Între 14 și 27 octombrie va fi retrograd în Scorpion, apoi între 27-28 până pe 3 noiembrie va fi retrograd în semnul Balanței. La ce să fim atenți, nu o să vă mai intru așa super, super mult în detalii, pentru că știți foarte bine. Atunci când Mercur este mers retrograd, noi trebuie să fim un pic atenți. Despre asta este vorba. Să fim atenți și să ne concentrăm pe prefixul re. Reorganizat, refăcut, revăzut, replănuit, restabilit, reinventat, re. Pentru că retrograd ne aduce acest re. Să refacem ceva ce poate nu am făcut bine sau să fim un pic mai atenți, să nu trebuiască să refacem mai târziu într-un fel sau altul. Această retrogradare, acest mers invers al planetei este un mers aparent retrograd. În mod normal, planeta nu merge invers, doar că așa se observă de pe Pământ. V-am mai scris și în multe postări ale mele și în multe clipuri legate de retrogradări. Este un mers aparent retrograd, dar care ne aduce o influență și planeta respectivă ne învață să refacem un drum, mai ales în cazul lui Mercur, care guvernează comunicarea, transporturile, comerțul. Ne ajută să refacem ceea ce poate nu am făcut bine de prima oară, să refacem un drum, să ne reinventăm, să facem mai bine într-un fel sau altul. Experimentăm momente și tensionate, experimentăm și momente plăcute, pentru că nu e bau-bau din poveste. Ne ajută foarte mult să creștem, să evoluăm, dacă ne dăm voie să ne transformăm odată cu acest Mercur retrograd. Nu zic că este ușor și că e floare la ureche, dar nu spun nici că nu ne putem descurca și că aceste 3 săptămâni vor fi de calvar. Pentru că nu este așa. Ni se oferă o șansă să refacem un drum pe care poate am pierdut niște lucruri sau nu am înțeles ceva anume sau încă mai avem de învățat integrat. Fiind în Scorpion, ultima retrogradare în 2020, da, pentru că Mercur retrogradează de 3-4 ori pe an, în general de 3 ori, dar mai sunt și ani în care retrogradează de 4 ori. Anul acesta de 3 ori, toate în semne de apă, toate retrogradările au fost în semne de apă. Bine, Balanța nu e semn de apă, dar acum ne gândim foarte mult la Scorpion, da, va fi 2 săptămâni retrograd în Scorpion și ultima săptămână în Balanță. Celelalte retrogradări ale lui 2020 au fost în Rac și Pești, semne de apă în special. Deci avem să mergem așa un pic în profunzime și mai ales Scorpionul, detectivul zodiacului, cam într-acolo o să ne ducă în perioada asta. Să călătorim așa în interiorul nostru, să descoperim pe acolo ce mai trebuie făcut, refăcut, revizuit, replănuit într-un fel sau altul și să ne transformăm, pentru că energia asta intensă ajută la transformare și într-acolo trebuie să ne îndreptăm. Vom fi poate un pic puși față în față cu anumite aspecte mai întunecate ale noastre, care poate ne plac sau nu ne plac, cu demonașii noștri pe care i-am îngropat noi, cum am știut mai bine. Nu uităm că și anul trecut Mercur a fost retrograd în Scorpion și vă duceți cu un an în spate, nu mai știu exact data, dar tot în această perioadă am avut aproximativ, tot așa în toamnă, am avut Mercur retrograd în Scorpion. Se pare că nu și-a făcut toată treaba și a zis, lasă că vă mai dau o rundă la anul, dacă nu v-ați scos voi toți demonașii din șifonier, lasă că îi rezolvați în 2020, când oricum ne-am confruntat cu foarte multe din temerile și fricile noastre. Așa că acest Mercur care retrogradează în Scorpion ne pune față în față cu aspecte întunecate ale noastre pentru a le rezolva, pentru a ne schimba și a ne transforma, pentru a le depăși anumite frici. Da? Despre asta este vorba.
Scorpionul reprezintă transformările, banii la comun, banii, puterea, sexualitatea, pasiunea, intimitatea, așa că în această perioadă puteți să aveți așa un sex appeal și un magnetism ieșit din comun. Vă veți concentra foarte mult și pe banii pe care aveți la comun, vă veți concentra foarte mult spre a scoate la iveală anumite lucruri, spre a avea putere și control, spre a scoate la iveală adevărul. Cum v-am spus, foarte bun și fiind psiholog, dar și un detectiv simte, el știe exact ce e, nu știe cum, dar știe exact, are o intuiție extraordinară. Majoritatea veți resimți efectele acestei planete care va retrograda, pentru că fiecare avem câte puțin scorpion pe acolo și cât un pic de balanță și cât un pic de fiecare zodie. Și desigur, în momentul în care o planetă intră în retrograd, într-un semn, acel sector din viața noastră iese așa în față într-un fel sau altul și se cere îmbunătățit, transformat, înțeles, integrat. După ce își face un pic de cap cu noi prin Scorpion și ne învață să ne găsim puterea și să ne transformăm viața în bine, asta ne ajută Mercur să facem un Scorpion, se duce în profunzime, vede ce nu e în regulă, scoate la suprafață și noi transformăm, trebuie să transformăm și să îmbunătățim, să renunțăm la control, posesivitate, gelozie, să depășim anumite frici. După ce își face cu noi rostul, în Scorpion o să meargă în balanță, unde, tot în retrograd, ne va ajuta și avem și o lună nouă în balanță, tot în perioada asta cu Mercur retrograd. Foarte frumos a căzut această lună nouă, într-un moment și cu Mercur retrograd, Marte retrograd, quadraturi pe acolo cu Saturn, cu Pluto, cu Jupiter. Ce o frumusețe! Într-adevăr, este o perioadă plină de tensiuni, dar așa ne transformăm. Este și o energie care ne ajută să eliberăm și să ne vindecăm. Da? Și balanța aduce echilibru. Deci Mercur în retrograd, în balanță, ne ajută să ne stabilim echilibru, să aducem în viața noastră tot ceea ce avem nevoie pentru a avea echilibru și armonie. Ne apasă pe niște declanșatoare în urma cărora noi să știm să aducem armonia și echilibru, pacea în jurul nostru. Este important să ne îmbunătățim relația cu noi, relația cu cei din jur și să fim cu ochii în patru la tot ceea ce se întâmplă privind relațiile noastre. Pot apărea persoane din trecut, pot apărea relații karmice, pot apărea tot felul de situații de rezolvat la nivel de parteneriat, colaborare, grup, pe care le-am lăsat așa în coadă de pește. Este important să ne dăm timp, este important să eliberăm sentimentele de frustrare, supărare. Când ne supără cineva sau ne irită, să ne dăm seama că despre noi este vorba, nu despre acea persoană, și că este o oglindă menită să ne ajute să ne maturizăm, să ne îmbunătățim și să descoperim ceea ce noi nu este rezolvat într-un fel sau altul. Cam despre asta este această retrogradare. Vom fi destul de critici, paranoici, pe de-o parte, și cumva dezechilibrați. Critica, paranoia, mă rog, paranoia, acum nu o să fim ca într-un film de groază, dar Scorpionul cam către asta ne conduce, disperare, exagerare, suspiciune, iar balanța, Mercur retrograd în balanță, dezechilibru, haos, încurcături, nu știi care, pe unde l-ai pus, tocmai ca să le faci bine și să-ți înveți niște lecții. Poate să ne fie foarte utilă împământarea, rugăciunea, meditația și cumva o să aveți, să vă scrieți poate, pentru că Mercur este și cu scrisul, da? Scrisul, învățatul, studiatul, n-ar strica să scrieți un pic ceea ce aveți de făcut și tot ceea ce urmează să faceți într-un fel sau altul, ar fi foarte bine. Să învățați și diplomația, să învățați și să ascultați, să învățați și să verificați de mai multe ori și să nu mai fiți chiar atât de suspicioși, să aveți senzația că
toată lumea are ceva cu voi sau cu siguranță universul ăsta n-are altă treabă decât să vă pună vouă piedici. Nu, singurele piedici pe care vi le pune sunteți voi singuri. Pe care le aveți sunt cele pe care vi le puneți voi singuri. Uite, deja comunicarea am început, oricum Mercur are și o perioadă de umbră, gen înainte de a retrograda, sunt așa câteva zile înainte în care cei care mai ales la Mercur, pe Mercur retrograd în hartă, îl voi resimți. Să știți că cei care v-ați născut cu Mercur retrograd, da, deci în momentul în care voi v-ați născut era Mercur retrograd, pentru voi poate să fie o perioadă un pic mai bună în această perioadă, în sensul că nu o să vă simțiți chiar așa cu multe dificultăți, cu multe lucruri de rezolvat, pentru că voi îl aveți tot timpul pe Mercur retrograd. Vă imaginați așa. Voi mergeți tot timpul într-o mașină cu spatele și deodată se dă legea 3 săptămâni toată lumea să meargă cu spatele. Păi voi sunteți deja învățați, voi sunteți la voi acasă mersul cu spatele, voi o să fiți și voi în ritmul vostru, să fie perfect. Când se trece iarăși la mersul normal, atunci e atunci. Dar uite că zilele înainte de a intra retrogradare, de a fi și voi fix pe sistemul vostru, astea sunt un pic mai grele, așa că azi ar fi bine să aveți încă un pic atenție și următoarele săptămâni o să vă fie chiar foarte bune. Veți semna niște contracte importante, veți avea niște momente importante, veți ajunge la niște conștientizări, că Scorpionul ăla vine cu conștientizări și balanța cu cine știe ce împăcare sau cine știe ce colaborare, cooperare super faină. Asta pentru cei care au Mercur retrograd, la naștere, cei care vă cunoașteți hărțile. Dacă nu-l aveți, nu înseamnă că nu se pot întâmpla astfel de lucruri, doar că este important să vă așteptați la tot felul de schimbări în următoarele săptămâni. Cum spuneam, Mercur este mesagerul zeilor și guvernează comerțul, comunicarea, călătoriile, tehnologia, așa că toate zonele vieții voastre ce cuprind aceste sectoare vor fi poate un pic dezorganizate, imprevizibile, haotice și așa mai departe. Ce vă recomand eu să faceți în această perioadă? Sunt niște sugestii, le luați ca atare. Și desigur încercați să fiți tot timpul cât mai atenți, pentru că vor fi și foarte multe oportunități prin care să vă îmbunătățiți viețile, chiar dacă acest Mercur retrograd ne sperie și aduce multă energie pentru a reface, rezolva, reutiliza, reorganiza, revizui, etc. În primul și în primul rând, nu este o perioadă bună pentru călătorii. Dar dacă totuși tu ai o călătorie organizată, du-te, dar fii atent la acte, la bani, la tot ce ai de făcut pe acolo unde te duci, fii atent cu organizarea plecării, cu plecarea în sine. Revizuiți toate contractele și documentele înainte de a le semna. Uitați-vă cu atenție pe e-mail-uri înainte de a le trimite. Fiți mai atenți la toate actele, documentele, mesajele sau întâlnirile pe care le aveți, pentru că e posibil să apară încurcături în program, încurcături în acte, încurcături în tranzacții. Nu este o perioadă în care să cumpărați electrocasnice, mașini și tot felul de lucruri pe care le-ați putea cumpăra voi în această perioadă. Desigur, dacă ți se strică frigiderul, televizorul și alt electrocasnic sau nu numai mașina, normal că ți-o duci la serviciu sau normal că îți cumperi frigider. Doar că ar fi indicat să fii mai atent cu noua achiziție, adică să te uiți pe garanție, să vezi cât are garanție, să verifici produsul, să vezi dacă poți să-l returnezi în cazul în care cumperi online. Nu recomand cumpărăturile online atât de mult în perioada asta, dar dacă le cumpărați, acum poate ai nevoie de ceva urgent, ok, cumperi, dar verifici dacă poți să-l dai înapoi în cazul în care nu-ți place sau dacă are vreo problemă. Verificați. Totul este despre atenție. Cheia este atenția și comunicarea clară, concisă. Învățați în această perioadă să citiți toate e-mail-urile, documentele înainte de a le trimite, de asemenea pachetele. Pregătiți-vă tot ce înseamnă
hard-discuri, telefoane, calculatoare, dacă aveți tot felul de documente pe dispozitive, posibil să se strice laptopuri sau să se blocheze sau să vă hackuiască hackerii, nu știu ce, site-uri, sau așteptați-vă la treburi de astea, nu-ți lași parolele, cine știe pe unde, sau treburi de genul ăsta. Planificați-vă cu atenție totul, atenție cu dispozitivele, cu tehnologia, nu cumpărați, nu știu, telefoane sau ce mai vreți voi, sau să vă lăsați telefonul fără parolă pe masă și să te aștepți tu că nu-ți umblă nimeni în el. Așteaptă-te bine. Deci faceți copii a datelor digitale, fotografii și alte chestii. Confirmați întâlnirile tot timpul, uitați-vă bine la oră, la dată, la tot. Locul, data și persoana cu care te întâlnești, să nu crezi că te întâlnești cu cineva și să, de fapt, să vină altcineva. Cam mai auzit chestii de-astea. Învățați să iertați în această perioadă, mai ales cu acest scorpion și mai ales și cu balanța, că scorpionul vine să scoată la lumină ce este întunecat și ce nu este iertat, și balanța să învețe cooperarea și iertarea într-un fel sau altul. Atenție cu gadgeturile, cu tot ce înseamnă echipamente electronice, poate să mai arde prin casă una alta, o să mai sparge un bec, se mai nu știu ce chestii de genul ăsta. Dacă aveți reîntâlniri planificate cu prietenii voștri, colegi, prieteni, mă rog, oameni cu care ați tot intrat în contact, fiți mai atenți cu aceste întâlniri, pentru că e posibil să nu iasă chiar așa cum vă așteptați voi. Puteți să aveți un kit de urgență în tot ce înseamnă, și uitați cum mi s-a închis și mie tableta fix acum, că vorbeam de Mercur retrograd, da, o să se întâmple tot felul de astea. Mă uitam și eu pe hartă la Mercur ăsta, acum ce să mai mă uit că s-a închis. Da, o să pățiți de astea, vi se închide calculatorul în timpul meeting-ului sau ești pe Zoom cu profesorul și s-a închis, n-ai înțeles ce te-a întrebat, chestii de astea vor fi la ordinea zilei. Nici nu mai știu ce spuneam de asta cu, dacă vă întâlniți cu ei, să fiți atenți acolo ce se întâmplă, că e posibil să vă mai și certa, să vă mai și să intrați în tot felul de discuții. Dacă începeți ceva nou, încercați să duceți până la capăt. Călătoriile îndepărtate, lăsați-le pe mai târziu, nu cumpărați bilete de avion sau alte, mai ales în perioada asta care nu știm exact ce o să fie, cum o să fie, nu vă aruncați că ați văzut voi, nu știu, ofertă 3 euro biletul de avion, lasă că, și măcar să, dacă trebuie să ajungi într-un loc în viața asta, vei ajunge și cu 3 euro și cu 5.000 de euro, nu contează. Da, deci nu vă bucurați la niște ieftini niciunde astea care vă vor face să cheltuiți mai mult, crezând voi că faceți vreo mare, nu știu, afacere, că mamă ce chilipire am prins, am luat eu cu 5 euro nu știu ce bilet, dar cheltui mai mult după, rămânând pe acolo blocat 3 luni în carantină sau, mă rog, treburi de astea. Nu ne gândim chiar atât de departe, dar am mai văzut, nu fugiți după reduceri, că atunci emiteți sărăcie și asta o să atrageți. În fine, dacă te nimerești tu în vreo reducere, super, minunată, dar altfel, chiar să vă uitați așa de câte ori ați fugit după reduceri și chestii la jumătate de preț, că ați plătit dublu pe altceva și banii mai bine stăteai tu liniștit și îți luai la prețul întreg. În fine, sunteți atenți cu toate aceste lucruri, cu mașina, cum conduceți, cu ce vorbiți, cu călătoriile, cu comerțul, cu tehnologia, cu absolut tot, și verificați mereu cu atenție, sunteți așa cu ochii în patru, dar și cu senzația și starea că se vor rezolva foarte multe lucruri pe care poate le-am făcut așa pe repede înainte, le voi rezolva, le voi reface mult mai bine și vor ieși multe lucruri la suprafață, la lumină, care îmi vor limpezi gândurile, viața, mintea, sufletul și așa mai departe. Așa că acest Mercur retrograd, chiar dacă poate să fie un tranzit destul de răutăcios așa, ne va ajuta să ne transformăm și să ne îmbunătățim pe termen lung. Adică ne eliberăm de lucruri care ne țin pe loc, ne trezim. Poate să fie trezirea spirituală tema acestui scorpion și acestei balanțe, într-un fel sau altul. Fiecare zodie are câte puțin scorpion, pe fiecare în parte
vine cât o sarcină, cât o temă de rezolvat. O să vedeți voi fiecare care cum ce aveți de făcut, dar sunteți atenți la cele pe care vi le-am spus. Oricum, dacă mă veți asculta pe tot ce înseamnă horoscop zilnic, horoscop de weekend, horoscop săptămânal, veți descoperi o mulțime de informații care să vă ajute să treceți cu bine peste acest Mercur retrograd în Scorpion și în Balanță. Dragii mei, vă mulțumesc că sunteți alături și să vă fie de folos acest clip.